Ana Mureșul este considerat de polițiști unul de risc în domeniul armelor și substanțelor periculoase. Potrivit datelor prezentate de conducerea Inspectoratului de Poliție al județului, după volumul criminalității sesizate, ocupăm locul 24 pe țară la infracțiunile de nerespectare a regimului armelor și locul 13 la regimul explozivilor. În contextul derulărilor activități specifice în cadrul celor două acțiuni naționale, 10 acțiuni proprii și peste 100 de controle, s-au constatat 245 de infracțiuni și aproape 100 contravenții. Cu această ocazie s-au indisponibilizat 33 de arme, din care 2 arme letale interzise categoria A, 17 arme letale de vânătoare categoria B, 11 arme neletale de tir sportiv, 3 arme, din care 2 arbalete. A fost ridicată și o armă de tir confecționată artificial. Nu au fost însă singurele măsuri luate de polițiști. Au fost ridicate 85 de arme de vânătoare în vederea casării, 5 arme neletale supuse autorizării, o armă neletală supusă notificării și 12 cartușe cu glonț, precum și o plasă de pescuit. De asemenea, a fost confiscată o plasă pentru pescuit.